berbec, o energie de zile mari pe care o puteți folosi mai mult ca oricând și o să puteți pune în practică idei mai vechi cu care să dați lovitura în afaceri. Taur, vă pregătiți de o lansare la apă, vă susține și lumea din jur și o să începeți o viață cu totul nou din mai toate punctele de vedere, o să vedeți și va fi un progres în plan și spiritual. Gemeni, o să vă acordați și vouă un timp al vostru să vă delectați cu ceva care să vă facă plăcere, vă mai duceți la un tuns, un masaj, o remodelare corporală, așa, la shopping. Rac, se poate să străluciți pe firmament, să vi se încredințeze o funcție, să căpătați o titulatură și să atingeți un alt nivel profesional, să fie un progres în carieră. Leu, poate definitivați o situație legată de școală și o să încheiați un ciclu și vă pregătiți eventual pentru următorul nivel, tot de școală, sau puneți în practică tot ce ați învățat. Fecioara, o să recuperați bani, bunuri, poate pentru că s-a încheiat un proces, ori vă recăpătați cei al vostru prin bunăvoința celor care nu ar fi procedat corect la un moment dat față de voi, dar uite că și-au îndreptat greșeala. Balanța, o reușită, vi se recunosc niște merite, primiți bani, un voucher și o să aveți o stare de spirit mult mai bună, crește stima de sine și o să aveți chef de treabă. Scorpion, poate vă luați banii pentru care ați muncit de anul trecut și o să vă redresați în sfârșit din punct de vedere al câștigurilor, pentru că aveți nevoie de stabilitate în planul ăsta financiar. Săgetător, o să vă abordeze cineva care vrea să lucrați la un proiect de timp liber, poate fi o activitate deconectantă care să adune lume în jurul vostru. Capricorn, poate abia acum aterizează produsele sau obiectele pentru interiorul locuinței pe care le-ați fi comandat mai de mult și o să vă amenajați casa, vă ocupați și de garaj dacă aveți. Vărsător, o atmosferă mult mai bună la serviciu și o să vă bucurați și de colaborarea cu colegii, dar și de aprecieri din partea șefilor, că o să se vadă probabil că munciți cu plăcere. Pești, poate bateți palma pentru un contract care va aduce mai mulți bani decât până acum și o să vă puteți permite un concediu care să vă scuture de tot stresul acumulat. Reușite azi!